Agenții economici din județul Giurgiu au declarat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 128 de locuri de muncă vacante în perioada 20-26 aprilie. Cele mai multe joburi, 110 la număr, se adresează persoanelor cu studii medii, profesionale și lucrătorilor calificați și necalificați. Astfel se caută bucătar, coafor, confecționer, tâmplărie din aluminiu, cosmetician, electrician auto, femeie de serviciu, finisor hârtie și carton, mucava, fochis, frizer, infirmieră, încărcător-descărcător, lăcătuș mecanic, lucrător bucătărie, lucrător comercial, manicurist, mecanic auto, mecanic utilaje, muncitor necalificat, operator chimist, operator la fabricarea uleiurilor vegetale, patiser, paznic, sudor, spălător, vehicule, stivuitorist, șofer, autocamion, tapițer, tâmplar universal, tinichigiu, vopsitor auto și vulcanizator. Celelalte locuri de muncă disponibile, 26 la număr, sunt pentru persoane cu studii superioare și post-liceale. Astfel se caută administrator financiar, asistent medical, bibliotecar, casier, consilier debutant, consilier contabil, economist, inginer nave, recepționer contractări achiziții și referent. Mai multe locuri de muncă, aproape 280, sunt în spațiul Uniunii Europene puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES. Astfel sunt locuri disponibile în Belgia un post, Germania 39 de posturi, Irlanda 5 posturi, Marea Britanie 110 posturi, Norvegia 3 posturi, Olanda 3 posturi, Republica Cehă 24 de posturi, Slovacia 37 de posturi, Spania 1 post, Suedia 55 de posturi. Persoanele interesate pot obține mai multe informații referitoare la posturile disponibile, atât în județul Giurgiu, cât și în țări din Uniunea Europeană, la sediul AJOFM sau pe site-ul instituției www.giurgiu.aneofm.ro.